Permis, buletin, talon la asigurare, vă rog. Când am o plăcere, provocatul. Poftim? Am clienții acum, nu vezi? Și ce dacă? Și va opri poliția. Pentru? În primul rând trebuie să vă să prestați documentele, că este obligația dumneavoastră ca și conducător auto. După care vă comunic fapta pe care ați comis-o dumneavoastră. Că degeaba nu v-am oprit, să știți, de direct din banda 3. Poftim? De ce m-ați oprit? Ați depășit viteza legală. Ați fost necesitat aparatura, dar vă rog să-mi prestați permis, buletin, talon la asigurare. Spuneți, domnișoară. Sunt la ProTV? Cum vorbiți? Cu mine vorbiți acum, să știți. Nu, vorbesc cu domnișoara. Păi eu v-am oprit, nu cu domnișoara. Bună, domnișoara, cum vorbiți? Permisul nu l-am dat. Nu, ce problemă? De fapt, s-ar putea să-l găsesc. Vă rog. Nu, dar nu l-am. Buletin și permis. Nu există. Poftim? Nu există. Cum adică nu există? Doesn't exist. Ce mă grăbesc? Păi sâmbătă seara, cum să nu te grăbești? Băutura alcool ce ați consumat? Nu. Dar de ce te-ai speriat așa? Păi cum să nu fiu speriat? Păi ce v-am făcut eu ceva? V-am spus că vă fac ceva? Mă vede tot satul de unde sunt eu. Poftim? Mă vede tot satul de unde sunt eu acum. Nu vă vede, stați liniștit. Păi dacă mă dă la știri. Băutura la cu ce a spus că n-ați consumat, da? Nu, bă. CNP-ul îl cunoașteți? Zic CNP-ul la televizor, dar am nebunit. Opriți muzica, bă. Domnișoară, de la Antena 3. Vorbiți cu mine? M-au auzit? 508. Îi zic la televizor. Nu mi-e spuneți mie. Haideți, spuneți. Da, copil. Ce? Îl ajut mașina, da? Îmi vorbeam cu dumneavoastră, aștept CNP-ul, să știți. Spuneți CNP-ul, vă rog. Da, continuă. Facem o testare, alcool test. Vă auziți? Da. Facem o testare. Nu facem nimic. Atunci să știți că o să mergem la IML. Hai la IML. Hai. Haide. Haide. Haide la IML. Ce să facem acum? Sunteți siguri? Pentru ce? Deci.